Pentru a impulsiona campania de vaccinare la nivel central, s-a decis includerea și a medicilor de familie în această acțiune. Medicii de familie cunosc cel mai bine situația pacienților lor și pot aprecia cel mai corect prioritățile, fără a mai fi nevoie de decizii centralizate. Implicarea medicilor de familie în campania de vaccinare ar crește substanțial numărul persoanelor imunizate, contribuind astfel la reducerea perioadei de restricții. Totuși, în județul Hunedoara, interesul acestora este destul de scăzut, mai puțin de 20% din totalul medicilor de familie s-au înscris în campanie. O centralizare, o solicitare către medici să ne comunice cine este interesat să se implice în această acțiune. De la 200 și ceva de medici am solicitat, ne-au venit afirmativ de la 39 de medici. E mult? E puțin, cum vi se pare? Păi, mie mi se pare foarte puțin. Deci discutam de la 200 la 39, e foarte puțin. Mai ales că își vaccinează pacienților care sunt pe lista lor. Medicii de familie ar trebui să înceapă campania de vaccinare a propriilor pacienți la jumătatea lunii aprilie, după ce România va primi o nouă tranșă de câteva milioane de vaccinuri, însă majoritatea medicilor de familie care participă la campania de vaccinare optează pentru vaccinul Johnson & Johnson, care se administrează într-o singură doză, fără rapel și nu necesită condiții speciale de depozitare.